Noris Măgeanu a făcut referire exact la proiectele indicate de primărița Elena Lasconi ca fiind blocate sub diferite manevre de către Inspectoratul de Stat în Construcții, condus acum, susține ea, de un individ cocoțat în funcție de PNL. Vorbea domnul primar de câteva lucruri care spunea că sunt așa blocate de către oamenii răi. Unul dintre ele este bulevardul, altul sunt blocurile, alt proiect sunt blocurile de asistații sociali, al treilea ar fi fost iluminatul public și al patrulea lucru la care se referea era proiectul de la Chilin. Așa cum am spus, la bulevard sunt sesizări făcute de persoane și cetățeni către mai multe instituții, nu doar către instituția prefectului și către ISC, și în urma lor s-au făcut aceste intervenții. La blocurile de asistat social sunt plângeri către prefectură și ISC și chiar și în instanță făcută de locatari, și este vorba de peste 15 dintre locatari care au semnat această cerere, din blocul învecinat, care din pricina acestui proiect care n-a fost bine analizat din start, pierde soarele, pierde lumina și apropierea dintre cele două blocuri, cauzând și alte probleme care au dus la situația blocării. Cu privire la iluminatul public, controlul s-a făcut odată cu chemarea de către primărie a celor de la Inspectorul de Stat în Construcție, pentru că era momentul recepției, moment la care aceștia au găsit nereguli. Proiectul de la Chili, în final, este atât de întârziat în execuție încât, domnule primar, este clar că nu va fi finalizat la 31 martie, când trebuie predat, și se pregătește deja să caute un vinovat de serviciu. Și concluzia ar fi, potrivit liderului PNL Câmpul Lung, că problemele au ieșit chiar din primărie. Nu s-a autosesizat nici prefectura, nici Inspectorul de Stat în Construcții. Aceste instituții au fost sesizate la un moment dat, fie prin sesizări ale unor cetățeni sau firme, fie au fost chemate chiar de primărie să recepționeze sau să avizeze diverse lucrări. E de la sine înțeles dacă doamna primar și echipa dânsei ar fi făcut bine lucrurile care trebuiau făcute, nici măcar nu am fi știut în Câmpul Lung că există o instituție a prefectului sau că există un inspector de stat în construcții care trebuie să verifice anumite lucrări, cum de altfel n-am știut nici până în acest mandat al doamnei primar. Nu cred că a interesat pe cineva din Câmpul Lung care este toată această încrengătură de avizare. Brusc, acum de câțiva ani, a devenit așa, pe buzele tuturor, au apărut niște instituții care altfel nu au ce căuta în desfășurarea vieții dintr-o comunitate.